loc să mă credeți, dacă până acum s-a păstrat cântecul popular, tocmai de aceea s-a păstrat până în acest moment, că ați fost dumneavoastră care ați răspuns exigențelor acestor două instituții, radiodifuziunea și televiziunea. Deci au fost instituții care aveau aceleași criterii de apreciere și de valoare a viitorilor artiști. Ce vroiam să spun apropo de școală, cum ai spus la început, dacă școala face bine, eu spun că trebuie să ai o școală ca să poți să cânți ca la rădăcină. Ca să poți păstra ceea ce ai adus de la rădăcină. Nu se păstrează oricum, pentru că venind la, chiar la un ansamblu, la televiziune, la radio, imprimând, sigur că pe drum te tentează foarte multe lucruri. Și atunci trebuie să ai o școală, o cultură generală, exact, în primul rând, ca să-ți dai seama de ce trebuie să păstrezi. Păi oamenii ăia care au adus până la noi, neamul nostru, care din străfunduri vin melodii și ne mai aducem aminte de frânturi, de la oameni care nu mai sunt, frânturi, și pe frântura aia creez, îmi vine mie să fac o altă melodie, exact în stil, în intervalele care sunt specifice zonei respective. Și sigur, e nevoie de școală. Nu înseamnă că dacă ai zis un cântec, o strofă, și ți-ai ridicat și poalele mai sus sau cum se obișnuiește să faci o strigătură, că mai nou pe toate cântecele se fac strigături. În unele zone. Au început și pe așa colinde să facă strigături. Nu mai sunt ansamblurile care într-adevăr ne ținea linia. Ne îndruma, creșteau oameni, îi învăța și pe alții, bineînțeles, cei care învățau, dar acum e foarte greu, e o capcană și pentru cei care vin. Sunt foarte mulți care întreabă, tineri, și într-adevăr cu voci bune, costume frumoase, autentici, am urmărit, că eu urmăresc și radio și televiziunile toate, aproape, dar trebuie ajutați. Ori dacă Institutul de Folclor nu mai e solicitat, nimeni nu întreabă de nimeni. Exact, dar nu se duc la Institutul de Etnografie și Folclor, se face o cerere și se merge și se fac audiții. Da. Te duci, se fac audiții la căști și dacă ești... Te duci cu un muzicant care știe note, să noteze și notează repede. Unu, două, dacă eu rețin, este formidabil. Unu, două, pentru că un cântec, ca să-l imprimi și să-ți iasă șlagăr din el, nu-l imediat îl ascult și te duci repede și îl imprimi. Cântecul ăla trebuie să-l cânti, exact, și să-l răscânti. Da. Nu. Tinerii de acum asta spun, că nu mai au de unde să culeagă. Și cad în niște capcane, că deja s-au creat o pătură, să zic, un grup de oameni care se erigează în creatori populari. Creatori de texte. Vă rog să-mi permiteți, ca o veche prietenă a Mariei Butaciu, să-i urez la mulți ani, că ieri a fost ziua ei de naștere. E, asta este, eu îmi fac mea al culpa. Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Știe bărbatul, dara, dara, da, da, să nu știe bărbatul, mai dara, dara, da. Dar dorui pasăre sură, hai, dara, dara, da, dacă-l pui în sân să fură, hai, dara, dara, da, niciodată nu-mi dă gură, dara, dara, da, da, niciodată nu-mi dă gură, dara, 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 da. Câte moare sunt pe lume, hai, dara, dara, da, tăcesc cu capăt și nume, hai, dara, dara, da, nu-s ca dorul de nebune, dara, dara, da, da, până te scoate din lume, dara, dara, da. Thank you.
și sprânjenile, da-ra, da-ra, da-da, fac pe lume rănele, măi, da-ra, 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 da-